Acum 21 de ani, într-o rubrică a unui ziar local din orașul Ames, statul Iowa, se nota. În timpul unui control de rutină, șoferul a fost găsit sub influența băuturilor alcoolice. Florin Câțu, 28 de ani, a fost pus sub arest și acuzat de condus în stare de ebrietate. După un an, sentința venea cu o condamnare de 2 zile la închisoare și o amendă. Premierul a vorbit însă de o contravenție. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Trebuie să-mi vând și mașina atunci. Premierul Florin Câțu nu a dorit să dea astăzi ochii cu presa și nici să transmită vreo informație nouă. Asta deși sunt mai multe aspecte care ar trebui să fie clarificate, însă cel mai important este cel legat de încadrarea faptei sale. Potrivit legislației statului Iowa, Florin Câțu a fost acuzat și judecat pentru un delict în cazul căruia pedepsele sunt de minimum 48 de ore și maximum un an de închisoare, plus plata unei amenzi de până la $1,250. Aflat la prima abatere, Câțu a primit 2 zile după gratii și o amendă de $1,000, dar are cazier permanent în statul Iowa, ce poate fi șters doar printr-o procedură specială. După apariția informațiilor, liderul PSD Marcel Ciolacu a cerut demisia prim-ministrului. Nici partenerii de guvernare nu au trecut cu vederea situația dezvăluită în presă. Orice politician care vrea să conducă statul trebuie să fie impecabil din punct de vedere al moralei și să inspire această încredere celor cu care lucrează. Problema este una a premierului Câțu, a președintelui care l-a nominalizat și, bineînțeles, a Partidului Național Liberal. Sper ca această echipă să aibă niște discuții și să decidă dacă și în ce măsură premierul poate continua. În plină luptă pentru șefia partidului, în PNL părerile sunt împărțite. Există niște lucruri stabilite prin lege. Dacă l-am deplinit, atunci este în regulă. N-am eu de unde să știu dacă a completat aceste date în ordine sau dacă a informat președintele României. Premierul Florin Câțu a făcut o greșeală în tinerețe, care a fost plătită și niciodată nu a mai fost repetată. Asta înseamnă că a învățat din acea greșeală. Consideră liderul PNL Iași, Alexandru Muraru.